Mergem acum la actualitatea externă. Un judecător federal din Statele Unite i-a condamnat pe foștii lideri ai grupării de extremă dreaptă Proud Black Boys la 17 respectiv 15 ani de închisoare. Pedepsele vin după ce un juriu i-a găsit vinovați de răzvrătire în asaltul asupra capitolului Sanctuarul Democrației Americane, într-o încercare eșuată de a răsturna înfrângerea în alegeri din 2020 a lui Donald Trump. Magistratul american a subliniat că ziua de 6 ianuarie 2021 a rupt tradiția transferului pașnic de putere, unul dintre cele mai importante lucruri ale sistemului politic american. Procurorii au cerut inițial 33 de ani de închisoare pentru Joseph Biggs, un fost soldat care a servit în Irak și Afganistan, pentru că a condus aproximativ 200 de membri ai grupării sale în atacul asupra sediului Congresului din Statele Unite. Aceasta este a doua cea mai grea sentință pronunțată de sistemul judiciar american în acest caz. Judecătorul a luat în considerare circumstanțele agravante pentru acte de terorism solicitate de procurori, dar a subliniat că a stabilit o pedeapsă cu 16 ani mai mică decât cea cerută pe motiv că inculpatul nu ar fi intenționat să omoare oameni. Totodată, acuzatul și-a exprimat regretul și a spus că acum este departe de politică și de orice afiliere de grup. În mai, el fusese găsit vinovat de șase capete de acuzare, inclusiv răzvrătire, împreună cu alți lideri ai grupării Proud Boys. Deși asaltul asupra capitoliului nu s-a soldat cu un număr mare de morți, procurorul de caz a argumentat la audieri față de gravitatea evenimentului și necesitatea unor sancțiuni exemplare. El a mai spus că atacatorii au vrut să intimideze și să îngrozească pe oricine li s-ar fi opus, astfel că acesta ar fi motivul pentru care următoarele alegeri din Statele Unite vor fi așteptate cu o stare de nervozitate în societatea americană. De la atacul asupra Capitolului, peste 1100 de persoane au fost arestate și inculpate. Mai mult de jumătate au fost condamnate, dintre care multe chiar la pedepsa cu închisoarea. Cea mai grea sentință de până acum a fost pronunțată împotriva fondatorului miliției de extremă dreapta, Oats Keepers, Stuart Rhodes, care a fost de asemenea găsit vinovat de răzvrătire și condamnat la 18 ani de închisoare. Cel puțin 5 persoane au murit în urma asaltului asupra Capitolului și 140 de ofițeri de poliție au fost răniți.